Toată lumea gata? Bună seara, un moment de bucurie pentru USR. Avem astăzi Consiliul Familiei Liberal-Democrate Europene la București. Este o confirmare a rolului pe care USR îl are în această familie. Este munca pe care USR o face în fiecare zi pentru România în Europa. În acest context am lansat în această seară lista de candidați a USR pentru alegerile europarlamentare, care vor fi, așa cum știți, anul viitor, pe 9 iunie. Este cea mai bună listă pe care o propune vreun partid din România. Este o listă de oameni cu experiență, oameni care au dovedit, oameni cărora le pasă de această țară. Din păcate, România se confruntă cu o guvernare irresponsabilă și coruptă. O guvernare care a făcut praf bugetul țării, care guvernează prin decret în dispreț față de Constituție. Sunt exact valorile pentru care familia liberal-democrată europeană se luptă. Stat de drept, economie privată, antreprenoriat, inițiativă liberă. Lucrurile pe care un guvern în România, format din socialiștii de la PSD și remorca lor de la populari de la PNL, lucruri de care își bate joc. Anul viitor, alegerile europene vor avea o dublă importanță. Vor fi, pe de-o parte, șansa de a trimite la Bruxelles oameni care să se lupte pentru această țară, cărora să le pese și a căror voce să fie auzită. Și vreau să vă spun că sunt mândru de colegii mei, de echipa mea, pentru că în ultimii doi ani am reușit să punem USR la loc de frunte în familia europeană. Avem astăzi acest mare eveniment care cunoașterea rolului USR la București. Îl avem pe Dan Barna, vicepreședinte al ALDE. Toate acestea arată că vocea ta poate fi auzită atunci când faci muncă serioasă și când ești un partener de nădejde. A doua parte, al doilea motiv de importanță pentru alegerile europarlamentare de la anul sunt că sunt cele care deschid un an electoral crucial în România. Vom avea toate rundele de alegeri europarlamentarele în iunie și apoi toate celelalte alegeri în toamnă și apoi nu mai avem alegeri timp de 4 ani. Este momentul în care trebuie să ne luăm țara înapoi de sub pesedism unde a dus-o Iohannis și să aducem o majoritate de dreapta, reformistă, care să aibă grijă de banul public și respect față de Constituție. Sunt mândru de colegii mei, de lista pe care am prezentat-o astăzi și o să-i dau cuvântul Elenei Lasconi, care deschide această listă. Elena a făcut o muncă fantastică pentru Câmpul Lung și acum s-a implicat într-un proiect mult mai mare, un proiect pentru întreaga România. Elena, te rog. Da, mulțumesc. Se golește țara de români pentru că mulți dintre românii deștepți care au luat calea pribegiei s-au prins că nu mai merge cu poleiala. Că poleiala acestei țări nu e decât o păcăleală, o minciună. Și am rămas puțin cei care cred în schimbare. Iar eu sunt exemplu viu că schimbarea este posibilă. Schimbarea este posibilă și pentru că avem norocul să facem parte din Uniunea Europeană. Și e esențial, esențial să avem oameni buni acolo de unde se dă ora exactă a fondurilor europene. Nu suntem o țară bogată, iar țara poate fi salvată prin accesarea de fonduri europene. Așa cum am spus și despre Câmpul Lung, Câmpul Lung Mușcel, că orașul poate fi salvat prin fonduri europene și a reușit să atrag fonduri europene cât e bugetul orașului de peste 40 de ani. Și asta ar putea să facă orice primar de bună credință care dorește să facă bine pentru țara asta. Cât de important este să avem oameni buni în Parlamentul European când crizele și războaiele fierb la porțile noastre. Este esențial. Nu știu la ce se gândesc românii, dar știu care este viziunea noastră și știu că îmi pun tot sufletul pentru a face bine pentru România, pentru casa asta care trebuie să fie salvată. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări. Bună seara! Bună seara!
Și... Bună seara! Așa. Merge? Bun sau nu? Bun sau nu? Da? Bună seara! Domnule Drulă, în ce stadiu sunt negocierile cu PMP și Forța Dreptei și dacă vor exista pe această listă candidați din partea PMP și din partea Forței Dreptei și pe ce locuri vor fi ei? Negocierile cu partenerii noștri care formăm acest pol de dreapta, după cum știți, am luat un mandat la Congresul din iunie, sunt într-un stadiu avansat, merg foarte bine, iar obiectivul este într-adevăr să avem o listă comună pentru alegerile europarlamentare. Nu am un anunț în acest moment să fac despre finalizarea acestor discuții, dar sperăm să-l avem cât mai curând în perioada următoare și să intrăm pe ultima turnantă, să spunem așa, către aceste alegeri extrem de importante. Vă așteptați ca PNL să se rupă de PSD după alegerile europarlamentare și să creați un pol al dreptei care să include și pe liberali? Cine crede că poate să facă manevra alba-neagră, cine nu-și mai aduce aminte, se întorcea ziarul ca să nu știe exact sub care cupă este acea bilă, adică crede că poate într-o guvernare să iei voturi de dreapta, că PNL a luat voturi de dreapta și să le pui în buzunar la Marcel Ciolacu și după aia să te speli pe mâini și să pretinzi că nu s-a întâmplat nimic, se înșală. Astea fiind spuse, sunt convins că sunt și oameni în PNL care s-au opus acestui lucru. Poate oameni care aveau treaba lor într-o primărie și n-au putut influența ce a făcut Iohannis cu România și cu partidul lor. Avem deschidere spre a discuta cu toate forțele politice pentru o mișcare reformistă. Ați văzut că și în Parlament am depus această sesizare la Curtea Constituțională și am avut două semnături de la doi deputați care au intrat pe listele PNL în Parlament. Dacă și ce vor face e mai puțin important, mai important e ce se întâmplă cu România, pentru că lupta este între pesedism și modernizare și o mișcare reformistă care să aibă grijă de banul public, să guverneze cu respect față de Constituție, nu prin decret și ascunzând deficitul bugetar și ruinând economia țării, așa cum face în prezent Marcel Ciolacu. Apropo de PNL, porțile USR sunt deschise pentru primarii și pentru parlamentarii liberali care nu vor să mai rămână în coaliția cu PSD? Noi avem discuții cu toți oamenii care vor să ni se alăture și proiectul nostru este unul deschis în esență. Nu poți spune că faci un pol de dreapta, un pol reformist, dacă acolo nu este o mână întinsă. Și este o mână întinsă din partea noastră. Deocamdată această așa zisă dizidență din PNL e sublimă, dar n-a văzut-o nimeni. Adică în momentul în care e nevoie de a aduna efectiv gesturi concrete, depunerea unei moțiuni de cenzură sau depunerea unui atac la Curtea Constituțională, rămân doi oameni. Și felicitări celor doi oameni pentru curajul de a-și fi asumat asta. Este un proiect deschis, USR este la un punct de maturitate. Gândiți-vă că colaborăm sau, al cum v-a spus, primarii noștri, avem 40 de primari, comunitățile lor au 1,7 milioane de cetățeni. Acești primari, foarte mulți dintre ei, nu au o majoritate formată doar din consilierul local USR și reușesc să discute cu alte partide, să treacă proiecte, să negocieze lucruri care sunt inerente politicii. Și o întrebare pentru doamna Lasconi, dacă se poate. Bună seara! Bună seara! Lasconi, dumneavoastră vă doriți într-adevăr să mergeți la Bruxelles ca europarlamentar sau doar veți fi în rol de locomotivă electorală care să tracteze partidul spre un scor cât mai bun și apoi să vă întoarceți în funcția de primar la Câmpul Lung? Astăzi nu este 1 aprilie și eu nu mă joc. Nu am intrat în politică ca să mă joc de-a politica. Eu fac cu toată ființa mea ce este bine pentru țară. În continuare, până la alegerile europarlamentare, eu îmi văd de treaba mea de primar. Pentru că avem foarte multe proiecte în derulare, trebuie să implementăm foarte multe proiecte și îmi văd cu seriozitate de treaba de primar. Dar eu am spus-o și o repet. Eu vreau să fac lucruri bune pentru România, că România se poate schimba și cu un oraș mic ca și Câmpul Lung, Mușel, da. Dar vreau să fac lucruri bune pentru țară, pentru că nu ne mai permitem să pierdem români. Și când spun asta, mă doare sufletul, pentru că știți foarte bine mulți dintre voi că am un singur copil care este plecat la muncă în străinătate și care nu mai dorește să vină în țară. Și eu nu vreau să se mai întâmple lucrul acesta. Și...
Și vă puteți ajuta copilul mai degrabă din postura de primar sau de europarlamentar? Din postura de român bun îmi pot ajuta copilul și cred că pe copii... Da, unii pozează în oameni buni. Este o foarte mare diferență între a renunța la tine, la viața ta, la familie, la sănătatea ta pentru o cauză. Iar cauza mea este România și lupt cu toată ființa mea pentru asta. Și credeți-mă, chiar asta fac. Mulțumesc! Rămâneți două secunde, o mică continuare a întrebării colegului meu, pentru dumneavoastră. Da, vă rog. Ce mesaj transmiteți dumneavoastră la 3 ani jumătate de mandat de primar, presupunând că veți ocupa poziția de europarlamentar, pentru cei de la dumneavoastră de acasă, unde sunteți primar? Eu le spun doar atât, să aibă încredere în mine, așa cum le spun și românilor, să aibă încredere, pentru că suntem oameni de bună credință care vrem să facem lucruri bune pentru țară. Și se vede, eu am demonstrat că se poate. Concret, prin fapte, nu prin povești, că de povești m-am săturat. Mulțumesc. Mersi. Și pentru dumneavoastră, tot legat de întrebare, ce se mai întâmplă la nivelul primăriei capitalei sau la primăriile de sector cu primarii care au fost susținuți de USR? Pentru că am observat că în ultimul timp încă nu este ceva concretizat. Adică nu e o asumare pentru Nicușor Dan, chiar dacă el participă la diferite evenimente, și nu știu nici pentru sectorul 1. Dacă puteți să detaliați puțin întrebarea. Bun, încerc să fiu cât mai clar. Când USR va spune că Nicușor Dan va fi candidatul USR sau al Alianței, că am observat că aveți discuții cu Forța Dreptei, cu PMP. Noi avem boala asta în România. După 2 ani de mandat, mandatul are așa, ne apucăm să spunem care sunt candidații după încă 2 ani. Noi acum suntem concentrați pe alegerile europarlamentare. Orizontul la care cred că trebuie să fim concentrați, nu la combinatorică politică, nu știu, de vreun an se tot discută cine sunt candidații la prezidențiale, de exemplu. În altă parte, cine e candidatul? Evident că primarul în funcție, pentru un partid care a susținut sau care îl are membru, este întotdeauna candidatul natural. Motivul pentru care nu discutăm astăzi acest lucru este că n-am ajuns încă acolo. Alegerile locale vin după cele europarlamentare. Acum suntem axați pe alegerile europarlamentare pentru că, așa cum spuneam mai devreme, miza este dublă. Nu numai Parlamentul European, care e important în sine, dar și deschiderea pentru ce urmează în toamnă. Și suntem cu toate energiile, deci partidul nostru se va transforma într-o mașinărie, dacă vreți, că e o luptă, într-o mașinărie de luptă pentru aceste alegeri. Suntem într-un parteneriat cu Nicușor Dan, discutăm, m-am văzut ultima dată chiar acum 2 zile, discutăm pe proiecte, discutăm cum putem să ducem acest oraș înainte. Din nou, noi n-am trădat electoratul nici de aici, sper să nu o facă nici alții care se mai găsesc cu fundul când într-o barcă pesedistă, când le-ar plăcea să nu-și piardă încrederea bucureștenilor, trebuie să se hotărască puțin ce fac cei, mă refer la cei de la PNL București, dar noi suntem acolo unde ne-ați găsit, n-am plecat în altă parte. Și, de exemplu, făceați referire la cei doi parlamentari PNL care au semnat moțiunea, în cazul în care ei vor fi excluși în totalitate din PNL, dumneavoastră... O să avem o discuție cu dumnealor. E important pentru noi că sunt oameni care fac un gest de dizidență față de această trădare enormă. Pune un partid care a luat voturi de dreapta în brațele PSD-ului înseamnă o trădare a electoratului și este un lucru care dăunează până la urmă democrației. Gândiți-vă acum în Polonia că Donald Tusk s-ar duce și ar zice v-am păcălit, eu mă duc cu PiS, cu Kaczynski. Da? Cam asta s-a întâmplat în România. Păi mai crede ceva alegătorul din exemplul meu din Polonia sau cel din România, că l-a votat pe Iohannis, că Iohannis ne-a spus că PSD e dracu pe pământ și nu mai trebuie să ajungă la guvernare niciodată. Eu sunt convins că sunt și oameni nemulțumiți. Am lucrat foarte bine cu primari din când am fost ministru, care erau și din alte partide. Avem un dialog normal politic și construim o mișcare care să dea președintele României la anul, care să dea premierul și guvernarea, pentru că vedem cât de importantă e. Uitați-vă ce nebunie face Marcel Ciolacu în aceste zile. A ajuns să-și bată joc de Constituția României, de Codul Fiscal, de Legea Finanțelor Publice, de Legea Responsabilității Fiscal-Bugetare. Deci, practic, dă niște decrete, niște HG-uri și dă banii unde vrea el. Parlamentul a ajuns un jalon. E o nebunie, nici măcar Ceaușescu, cred că se pretindea totuși că folosește Marea Adunare Populară.
afară. Deci guvernează efectiv fără responsabilitate. Asta se vede în cele mai mari dobânzi din Europa, la care a doilea cele mai mari dobânzi din Europa după Ungaria, pe care le are România. Se vede într-o economie care a frânat, se vede în consecințe practice, într-o lipsă de încredere a investitorilor în economia românească. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Dacă ne uităm la sondajele recente, din ultima perioadă am tot văzut că au apărut destul de multe, USR și AUR se cam bat pe aceeași poziție, ba chiar în unele sondaje AUR este deasupra USR. Voiam să vă întreb care este strategia dumneavoastră pentru alegerile de anul viitor, să luați cât mai multe voturi până la urmă, să stați mai bine. Da, e o întrebare foarte bună. Strategia noastră este una, într-un fel, simplă prin onestitatea ei. Susținem acest mesaj reformist, susținem acest plan de țară care se numește PNRR. Nu vorbim doar teoretic, noi asta am pus în practică în 8 luni de zile. Am elaborat acel program, iar principiile din el, responsabilitatea față de banul public, înlăturarea rețelelor de corupție de unde erau mufate, că am venit mai devreme prin stația de metrou, care e aici lângă și mi-a stârnit niște amintiri. Astea sunt lucruri pe care și eu le-am pus în practică la Ministerul Transporturilor și colegii mei la Ministerul Economiei, la Ministerul Sănătății și la celelalte ministere care au fost la USR. Deci vom veni cu această ofertă cu adevărat de dreapta, reformistă, modernizatoare. E liber domnul Ciolacu să vină cu oferta PSD-istă. De altfel a venit și la ultimele alegeri. Știți cât a luat? A luat 30%. Nu poți guverna o țară cu 30%, că îți trebuie 50%. Marea fraudă este că Iohannis i-a mai pus încă 25% plus minoritățile acolo, încă 30% aproape în traistă, a voturi care nu erau ale lui. Asta nu se va mai repeta. Alegerile și bătălia anul viitor se va da între PSD-ismul ăsta care acaparează statul și porbagajele lor cu bani și ceea ce fac acestei țări, Cu lovitura pe care o dau economiei românești și mediului privat, creștere de taxe și, în schimb, o clasă de privilegiați. Astăzi, prin hotărâre de guvern, s-au dat 565 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru pensii speciale la Ministerul Afacerilor Interne. Cred că am spus totul cu asta. Și vi se pare că această strategie până acum a funcționat? Până acum n-au fost alegeri. Să știți că o țară nu se guvernează pe bază de sondaje și, dacă vreți, putem să avem această discuție și așezată și vă dau exemplu de la fiecare ciclu electoral. La ultimele alegeri, unde ne-a depășit PSD-ul cine știe cum, că sunt convins că ei sunt cinstiți peste tot cu 10.000 de voturi doar pe toată România, eu am fost șef de campanie la alegerile de acum 5 ani și cred că nici o lună înainte de alegeri, toate sondajele spuneau că USR o să ia 10-11%. Am luat 22,5 și PSD 22,6. Deci nu guvernăm, o țară nu se guvernează pe bază de sondaje, se guvernează pe bază de voturi. Și unde sperați să vă poziționați până la urmă? La ce procent? Aici eu nu vreau să fac, mai ales că acum noi suntem împotrivă, păcănele, pariuri, superbet, alți beți, în fine, nu vreau să menționez o anumită firmă, nu vreau să intrăm în acest joc. Evident că orice partid își propune să câștige alegerile. Dacă aveți un partid care spune că își propune să iasă pe locul 2, 3, 4 sau 5, e ceva neregulă cu liderul lui sau cu ce reprezintă. O să tragem către asta. Nu cumpărăm voturile de la magazin, convingem români de un mesaj care este sincer, că nu e inventat. Nu ne-am gândit ce să fim noi, Elena, ce zici, ne facem extremiști sau reformiști. Noi asta credem și asta credem că e bine pentru România. Mulțumesc. Și eu. Mulțumim foarte mult. Mersi.